Viscol și tornade, cu asta se confruntă Statele Unite în ultima săptămână. Suprafețe întinse au fost acoperite de un strat gros de zăpadă, care pe alocuri a atins și 2 metri. Și traficul aerian a avut de suferit. Mii de zboruri au fost întârziate sau anulate. Aproape tot centrul Statelor Unite, precum și unele state de pe coastele de est și vest ale Statelor Unite, au fost lovite de furtuni puternice de zăpadă. În unele zone, zăpada a fost viscolită de rafalele de vânt care au atins și viteze de 160 de km pe oră. Vântul și cantitatea mare de zăpadă au stopat traficul în multe zone. When we opened the garage doors, there was about 5 feet of snow, so it was kind of like swimming out into the snow right out of the garage door. În unele zone, traficul a fost puternic afectat, fiind anulate sau întârziate aproape 3.900 de zboruri comerciale. Iar unde viscolul nu a ajuns încă, oamenii se pregătesc cum pot, cumpărând lopeți, pluguri și sare. Heaters, hand warmers, just everything. I think people are kind of preparing for it. Mai la sud, statele Louisiana, Oklahoma și Texas au fost lovite de cel puțin 9 tornade. 2 persoane, printre care și un copil, au murit în urma unei furtuni, ce a adus un vânt de 200 de kilometri pe oră. Statele Louisiana, Oklahoma și Texas se confruntă frecvent cu tornade în timpul iernii, însă anul acesta au lovit mai devreme decât de obicei. Iar în Oklahoma s-a anunțat și viscol în perioada următoare. Statele Unite au parte de această vreme după ce, pe parcursul verii, a fost raportată o secetă istorică în aproximativ aceleași regiuni, acum afectate de viscol și tornade.